La Bunești, proiectul de modernizare a drumurilor de interes local, finanțat prin Programul Național Angel Salini, avansează de la o zi la alta. Primarul localității Viorel Radi declară că în acest moment stadiul lucrărilor a ajuns la 40%. Proiectul de asfaltare a drumurilor comunale din Bunești se va executa pe o lungime de 11 km. Valoarea proiectului este de 14,5 milioane de lei, iar refacerea covorului de asfaltare pentru drumurile comunale din localitate este în derulare. Lucrăm la Rivole și cred că de mâine sau de poimâine începem iar asfaltarea. Am asfaltat o porțiune și acum continuăm din nou. Am pregătit terenul pentru asfaltare. Să vedem dacă începem de mâine sau de poimâine. E vorba de o sumă de 3 milioane de euro. Da. Adică 151 de miliarde de euro. Am dat anul ăsta, punem primul strat de asfalt și cred că în primăvară cel de-al doilea strat. Deci în anul 2024 se va finaliza proiectul. Da, așa dorim. În prezent, prin intermediul PNI Angel Salini, proiectul de refacere a covorului de asfaltare valorează 3 milioane de euro și include modernizarea 35 de străzi, a precizat primarul localității Bunești, Viorel Radi. Primarul comunei Bunești știe că proiectele cu fonduri europene și guvernamentale sunt esențiale pentru dezvoltarea comunei. Astfel, pe lângă proiectele depuse, a semnat contractul de finanțare și pentru proiectul lucrări de reabilitare moderată în vederea creșterii eficienței energetice la școala gimnazială Bunești, în valoare de 2 milioane de lei.